Caz incredibil în Dâmbovița. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Trei adolescenți au fost reținuți de polițiști după ce ar fi violat un băiat de 11 ani. Aceștia au filmat scena, iar imaginile au fost distribuite către mai multe persoane. Acum aceștia sunt acuzați de viol și pornografie infantilă. Totul s-ar fi întâmplat în comuna Butimanu din județul Dâmbovița. În seara zilei de 2 ianuarie, băiatul de doar 11 ani mergea spre casă. La un moment dat, în cale i-ar fi apărut un adolescent care l-ar fi constrâns să meargă la el acasă. Acolo s-ar fi aflat alți doi amici. Cei trei l-ar fi obligat pe băiat să întrețină raporturi sexuale orale. Scena ar fi fost filmată cu un telefon mobil, iar indivizii ar fi distribuit-o și altor persoane. Cei trei adolescenți suspecți au între 14 și 17 ani. Unul dintre ei este chiar vecin cu victima, iar ceilalți doi sunt din comuna vecină Niculești. Potrivit publicației Gândul, unul dintre agresori ar fi nepot de primar. În momentul în care a fost ridicat de mascați, le-ar fi spus acestora că nu are ce să-i facă pentru că unchiul său este la putere. Tinerii sunt acuzați acum de viol și pornografie infantilă.